Vă salut cu mare drag și bine ați venit la o nouă ediție din The Turnout, înainte de Burnout, un proiect susținut de Neuro Optimizer. Invitatul meu de astăzi e un artist care nu mai are nevoie de nicio prezentare, însă dați-mi voie să vă spun totuși câteva cuvinte despre Adrian Despot, care e liderul formației Vița de Vie, este solist vocal, compozitor, textier și producător. A prezentat și a produs mai multe emisiuni de radio și televiziune, a compus muzică de film și televiziune, a activat în presa scrisă și online. Adi este un lider al generației sale, un om puternic, sincer, tranșant și independent. Adi, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mersi de invitat! Cu mare, mare drag! Aș vrea să începem interviul nostru pornind de la perioada stării de urgență, o perioadă în care viețile noastre s-au dat complet peste cap și efectiv a trebuit să facem față profesional, psihologic, unor lucruri pe care nu le-am mai trăit. Și știu că foarte mulți artiști și oameni care profesează în diferite domenii, care nu și-au mai putut îndeplini activitatea, s-au confruntat cu tot felul de momente extrem de inedite, neobișnuite, stresante. Cum a fost pentru tine această perioadă? Păi, trebuie să plecăm de la premiza că meseria pe care o am eu e o meserie care ține 24/7. Adică să ai o trupă, să fii artist și să lucrezi pentru chestia asta, e o muncă fără încetare. Dacă un serviciu normal are în jur de 8 ore, la noi se lucrează de dimineața până seara, știi? Pentru că sunt 1000 de lucruri de făcut, în continuu trebuie să te gândești la următorii pași care trebuie să aibă o proiecție pe, mă rog, în cazul nostru, cel puțin un an și așa mai departe. Adică îți ocupă tot timpul. Partea asta de timp pe care o ocupam cu lucrurile care se puteau face pentru noi, pentru trupă, a trebuit să încep să mă ocup cu ce se mai poate face pentru trupă în perioada asta. Și a fost un proces din asta 50-50 cumva de imaginație, pentru că multe din lucruri trebuiau luate de la zero, cumva reinventate. Asta, apropo, e o mică greșeală care se face în industria mea. Toată lumea așteaptă să treacă pandemia sau inclusiv acum, în mijlocul ei, încearcă să reproducă ce se întâmpla înainte, acum. Ceea ce este fail total, știi? Poate să fie, dacă vrei așa, dacă ești pasionat de creativitate, poate să fie o chestie interesantă, pentru că e o perioadă extrem de creativă. Orice perioadă de criză naște și oportunități. Și noi am încercat încă din prima zi să găsim oportunități. Pe 18 martie trebuia să lansăm un single cu public. Și pe 16 am aflat că, sau pe 15 am aflat că nu se mai pot ține evenimente. Și atunci aveam varianta să anulăm evenimentul și să-l amânăm pentru o dată ulterioară sau să continuăm. Și atunci am păstrat data evenimentului, ora evenimentului, locația evenimentului. Am făcut evenimentul însă cu ușile închise, am adus o echipă de cameramani, am filmat și am făcut un stream. Deci a trecut totul din offline în online. A trecut instantaneu, știi? Primul gând a fi fost, nu mai putem să facem lansarea, ok, hai să o anulăm și vedem noi când o facem. Nu! Hai să vedem ce putem să scoatem din chestia asta. Și paradoxal, în loc să avem 1000 de oameni de plătitori de bilet la eveniment, am avut peste 180.000 din toată lumea, Canada, America, Anglia și așa mai departe, știi? De aia zic că în orice perioadă de criză există anumite oportunități. Numai dacă îndrăznești cumva să-ți folosești creativitatea, exact, și imaginația, exact așa cum ai spus, exact, fără să-ți dorești acea normalitate care a fost înainte de... Normal. Trebuie să-ți asumi că ești, stăpânul cetății tale și să nu aștepți foarte multe lucruri din exterior și tot ce vine în exterior să vină de la tine. Știi? Adică tu trebuie să fii, e citatul ăla, tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei, exact, să o vezi în lume. Deci totul pleacă cumva de la tine. Și e în continuare o perioadă extrem de agitată mental și frustrantă în același timp, pentru că e o perioadă de trial and error și încercăm foarte, foarte multe lucruri. Unele ies, majoritatea din păcate nu ies. Din nou ai fi tentat să iei o perioadă de pauză, dar eu sunt pe ele, cum se spune, nu mă pot opri. Cred că s-a făcut și un fel de dependență de adrenalina pe care mi-o produce tot procesul ăsta creativ și încercarea de a găsi soluții și atunci sunt mereu în priză. Și probabil că toate aceste comportamente, acțiuni în care tu și trupa vă implicați, vă ajută să descărcați mai ușor adrenalina decât să stai liniștit în canapea și să aștepți să treacă timpul, să vină zilea. Așa e. Gândește-te că noi, ți-am zis, e o meserie care te solicită 24 ore de ore pe zi,
7 zile pe săptămână. În plus, noi fiind o trupă foarte cântăreață, cântând de 24 de ani și făcând chestia asta de 2-3 ori pe săptămână, fiecare întâlnire cu publicul, fiecare urcare pe scenă și coborâre de pe scenă, fiecare act artistic în sine produce în organism o serie de substanțe de care în timp cumva devii dependent. Ai nevoie de adrenalina aia, ai nevoie de a scoate din tine tot felul de mesaje și de stări transformate în melodii și ai nevoie și de un receptor, ai nevoie de public. Și atunci am încercat să ne orientăm în perioada asta mult către online. În momentul în care a fost voie să facem din nou evenimente cu 500 de persoane, cu respectarea normelor, suntem prima trupă care a cântat la Cluj, deci practic am deschis seria de concerte. Am mai făcut o chestie foarte interesantă online cu cei de la Electric Castle. Festivalul trebuia să aibă loc pe 15 iulie, 15-18 iulie și pentru că evenimentele nu se mai pot ține, festivalurile sunt închise. Atunci ei au chemat trei trupe de la București și au făcut un fel de documentar din asta de oră și 20 de minute, noi sub Carpați și Golan. Și am mers la Electric Castle, am cântat la Buha Mansion acolo pe tărâmul lui Electric Castle, care data asta era gol. Eu am făcut așa o metaforă, m-a plăcut foarte tare, că castelul ăla și copacii și iarba erau obișnuiți în fiecare an, la fel cum suntem noi cu Adrenalina, erau obișnuiți cu muzica, știi? Și atunci au venit astea trei trupe și am cântat fiecare câte 20 de minute, după care am făcut un jam session și nu ajunge. Cât ar fi de dificil, de nou, cumva vă străduiți să vă implicați în activități care să facă sens pentru... E foarte mișto să fii activ. Sunt obosit atunci când nu fac nimic. Mă întorc din vacanță mai obosit decât am plecat, știi? Că, na, în vacanță nu stai nimic, nu faci nimic, stai cu telefonul închis, te uiți la mare. Nu se consumă energie atât de exact. Mult. Exact, mă întorc din vacanță mai obosit, da. Când muncesc, când am multe lucruri de făcut, la sfârșitul zilei, cumva, sunt mulțumit. Așa, da. Eu, în calitate de psiholog clinician, în toată perioada stării de urgență, am lucrat cu pacienții mei în online. Și pornind de la experiențele lor și de la experiența mea de viață, am ajuns la concluzia că au fost câteva momente foarte critice. De exemplu, pentru mine, prima săptămână a fost foarte, foarte grea, până când mi-am reorganizat activitatea. Și a mai fost un moment critic înainte să anunțe autoritățile că începând cu data de 15 mai ieșim din starea de urgență, pentru că am simțit că dacă nu voi avea un termen de referință, o să-mi fie foarte, foarte greu. Și voiam să te invit să ne vorbești puțin despre punctele tale critice, dacă au fost momente în care ți-ai dat seama că e mult prea greu, mult prea dificil, când emoțiile negative au crescut în intensitate, când erai cumva aproape de ceea ce noi psihologii numim burnout, acea aplatizare emoțională. Trăiesc un punct critic perpetu, pentru că ce mă frustrează cel mai tare în perioada asta este că nu pot să fac niciun fel de predicție pentru viitor, nu pot să fac niciun business plan, nu pot să fac absolut nimic. Pentru că nu e certitudine. Pentru că nu există niciun fel de certitudine. Pot doar să inventez niște mici idei care ele au valoare doar acum, hic et nunc, aici acum. Ele pot să fie reproduse de 2-3 alți artiști și s-a terminat și trebuie inventat altceva, știi? Și care sunt emoțiile pe care le observi la tine, care devin mai copleșitoare în astfel de momente de intensitate mai crescută? Oricât m-aș da eu de cocoș, așa, mă urmărește de o perioadă, așa, o oarecare stare de disperare, știi? Sunt disperat când, ok, știu ce am de făcut în meseria mea, m-am orientat încă din primele zile către online. Deci după 18 martie, pe 19 martie, când am dedus că totul o să se mute în online, mi-am cumpărat, în loc să încep să-mi strâng banii că vine pandemia, mi-am cumpărat o cameră video unde să le rep, softuri de streaming, lumini, microfoane și așa mai departe. Deci cumva ai riscat, am putea spune, că într-o perioadă în care oamenii s-au gândit că ar fi bine să-și pună bănuții deoparte, tu ai făcut niște investiții. Acum, având în vedere că am avut dreptate și că am simțit lucrul ăsta, n-a fost un risc. Știi, mai greu a fost. Atunci a fost, n-avea de unde să știi. Atunci a fost și mai greu a fost să-mi conving soția, știi, că trebuie să... Mami, trebuie să cumpărăm o cameră. Asta ne trebuie acum, o cameră. Da, uite, crede-mă că, uite, că așa cu online-ul, cu nu știu ce, filmează-te cu telefonul. Nu e suficient telefonul, trebuie altceva. Și are perfect sens și acest spui și legat de soția ta, pentru că eu ce am observat și în viața personală și în cea profesională e că, de regulă, în situații de criză, partenerii văd lucrurile diferit. Da. Și fiecare dintre parteneri, fiecare dintre noi ne pierdem cumva claritatea minții, luciditatea, nu mai putem fi atât de focusați și de concentrați pe cât am fost înainte. Să știi că... Și atunci prinde bine ca cel de lângă noi să ne dea o mână
de ajutor, să ne ajute cumva să vedem lucrurile care ne scapă, poate. Ai dreptate. Noi, mă rog, avem o relație de 30 de ani, facem anul ăsta, suntem de 30 de ani împreună, practic, am copilărit împreună, avem mai mulți ani împreună decât separat înainte de relații. Dar ai dreptate, pentru că vorbind în toată perioada asta cu diversi alți prieteni, oamenii au început să se comporte diferit, știi, fiecare om în funcție de locul în care stătea, de persoanele cu care stătea. Am prieteni care stăteau singuri și care nu sunt bine deloc, nici măcar acum. Și vorbesc de prieteni nu neapărat civili, ci artiști, știi? E o perioadă foarte grea și oameni pentru care ai fi pus, nu știu, să zic așa, ai fi băgat mâna în foc, că cumva... Că se descurcă indiferent. Că se descurcă context. Și că, mă rog, e vorba de descurcatul ăsta mental, știi? Sigur, ca acea putere manevrarea psihică. Manevrarea emoțiilor și a gândurilor, știi? Și o parte din ei nu s-au descurcat și nu se descurcă. Asta pentru că, într-adevăr, în situații de criză și studiile de specialitate ne arată că relațiile interpersonale reprezintă o strategie foarte, foarte bună pentru a evita burnout-ul, stresul foarte crescut, anxietatea, depresia. Bine, legat de burnout, îți dai seama, noi suntem doi adulți cu doi copii care sunt la acea minunată vârstă a adolescenței în care nimeni, nici ei nu înțeleg nimic din ce se întâmplă cu ei, nici noi nu înțelegem nimic din ce se întâmplă cu ei. Pentru că adolescența e un soi de perioadă de pandemie și de criză. Ceea ce trăim noi cu toții acum la nivel global, trăiesc și adolescenții în această perioadă specifică a vieții. Norocul nostru este că avem un cățel pe Manuș și acest al cincelea membru al familiei pune zâmbetul pe față tuturor, așa. Dar, Apropo de rolul de tată și de rolul de părinte, unde simți că provocarea e cea mai mare? În a pune limite, în a înțelege, în a le da libertate, spațiu? Mi se pare imposibilă meseria de părinte. Cel mai greu lucru de acceptat este că în momentul în care copilul s-a născut și el are un minut și o secundă de viață, el începe să nu-ți mai aparțină. Crezi la început că Dumnezeu a făcut o minune și că ți-a făcut acest cadou și te bucuri de el și cadoul ăsta începe să crească, știi? Și el este mic și în teorie, știi, toți părinții sunt mari sfătuitori atunci când vorbesc din exterior despre ce se întâmplă cu ei, știi? Dar în interiorul casei e cu tot și tot o altă mâncare de pește. Copiii trebuie, cred, sau cel puțin noi, strategia asta am abordat-o, copiii trebuie învățați și instruiți către independență și nu către apartenență. Trebuie să știe că o să existe tot timpul această apartenență, că dragostea parentală este necondiționată și că orice s-ar întâmpla, dragostea noastră pentru ei nu o să se schimbe, dar ei trebuie, mă rog, metaforic învățați să zboare și instruiți să se descurce pe propriile picioare. Noi încă ne luptăm. Pentru acei oameni care urmăresc acest interviu și care, la fel ca și noi, au avut diferite momente dificile și le au în continuare pentru că provocările n-au trecut, care crezi că ar fi acele recomandări, acele comportamente în care ar fi bine să se implice oamenii pentru a face față cât mai ușor, din punct de vedere psihologic, provocărilor pe care le trăim cu toții? Probabil și datorită educației mele bănățenești, ardelenesco bănățenești, eu în viață tot timpul m-am bucurat de lucrurile simple. În complexitatea contemporană sau complexitatea asta contemporană este oarecum păcătoasă. Este păcătoasă pentru că ea reprezintă un bombardament non-stop de informație și de culori și de chestii care se mișcă în jur, reclame, device-urile suntem și așa mai departe. Suntem supra-stimulați și atunci cred că refugiu este întotdeauna în lucrurile simple. Și încercam să exemplific frumusețea... Bine, exact. E extrem de complicat pentru un puș de 15 ani, cum am zis, bombardat atât de multe informație, într-o criză mondială, într-o pandemie mondială, să înțeleagă de ce e cerul frumos albastru, de ce
care e senzația când o ramură te mângâie în păr, de exemplu, sau cum e să culegi cireșe. Sunt niște mici momente prin care am trecut recent, să zic, și au fost așa, cu titlul de epifanie. Cred că lucrurile simple ne salvează. Și uite, ca dovadă, vechile meserii, cea de tâmplar, cea de ele, acum când întreg sistemul ăsta, cum se cheamă, nomenclatorul profesional se dărâmă și se reorganizează, meseriile de bază din nou, care au fost cumva, să zicem așa, defavorizate. Știi cum suntem noi, cel ale tâmplar? Pentru că, de fapt, în aceste meserii foarte concrete, oamenii puteau să-și concentreze atenția mult mai ușor decât se întâmplă în secolul 21, când facem chestii atât de sofisticate și de greu de înțeles pentru și am prieteni noastră. Am prieteni care s-au întors, care aveau această pasiune, știi, să zicem, tâmplăritul. Dar n-aveau timp să o facă tot așa, pentru că erau cu business-uri, cu job-uri, cu contracte și era un haos. Și acum au profitat de perioada asta și în tot spuneam, vorbeam înainte de pandemie, bă, ce mi-ar plăcea să mă retrag, să nu mai lucrez în televiziune, că nu mai suport, că nu știu ce. Că la. Să mă duc eu să lucrez eu în lemn. Ce mișto. De ce n-o faci? Ai, n-am timp, n-am. Și acum uite că au găsit timpul ăsta. Și pe de-o parte există genul ăsta de oameni pe care îi apreciez, care au luat această pandemie ca pe o vacanță. Știi? Ca pe o vacanță, dar care este lipsită inclusiv de stresul pregătirii vacanței. Știi că o vacanță când ți-o pregătesc, stai, uiți, la hotel, la avion, sau nu știu ce, dar bla, bla. Luați vacanță. Ce fac în vacanță? Mă reapuc de tâmplărit. Și reinventezi viața. Exact. Iar satisfacția pe care o au făcând lucrul ăsta creativ, știi, este unică. Și la fel ca și în cazul meu, e worth living. Adică chiar dacă financiar nu este un apogeu, poate să fie un alt câștig, nu neapărat material, ci mai degrabă unul psihologic, relațional, din punctul de vedere al sănătății. Pentru că, într-adevăr, puțin dintre noi ne-am permis înainte de pandemie să luăm o pauză în adevăratul sens al cuvântului. Da. Așa este. Da, asta cumva se știe în branșa mea, că orice concert cântat, orice piesă de teatru jucată are proprietăți vindecătoare. Adică eu sau exact prieteni actori care spun, mă, eram răcit, mă durea piciorul, capul, am jucat spectacolul, când am ieșit de pe scenă, m-am vindecat. Pentru că e un consum mare de energie, este un consum... și încarci cu altă exact, energie. Iar energia cu care te încarci este... Energia oamenilor, a activității făcute cu sens. Da. Adrian, îți mulțumim tare, tare mulțumim și eu de prezență. De discuție. Nu uitați că ceea ce ne ajută în perioadele dificile e să ne concentrăm pe acele comportamente care sunt în controlul nostru, să facem ceea ce putem face fără să ne gândim la ceea ce nu se află în capacitatea noastră de a face în momentul respectiv. Investiți în continuare în puterea relațiilor și căutați cât mai multe strategii de turnout pentru a evita la modul cel mai serios burnout-ul. Pe curând!